Masa nu este inexistentă, dar nici nu este lucrul concret pe care îl crede în mod normal că este. Problemele în viață apar pentru că privim lucrurile într-un mod care este opus realității, opus modului în care lucrurile există de fapt. Aici este problema. Concepția noastră asupra lumii în care credem este o proiecție și ea nu este realitatea. Să luăm exemplul unei mese. Un picior al mesei nu este masa. Piciorul face parte din masă, ceea ce înseamnă că nu este masa. Nicio parte a mesei nu este masa. Nici măcar colecția tuturor părților nu este masa. Este baza mesei. Baza mesei nu este masa. Masa este doar o etichetă pusă pe colecția de părți a mesei. Putem vedea clar diferența dintre masă și baza ei. Masa este doar o etichetă creată de minte masa există doar ca un simplu nume în funcție de baza sa. Prin urmare, nu există o masă concretă, o masă reală, care să existe de la sine. Putem vedea că masa este complet goală de a fi o masă care există de la sine. Deci, ce este masa? Ca să simplificăm. Masa este doar o noțiune pe care o proiectăm în funcție de colecția părților sale. Baza. Ea nu există în alt fel. Masa este complet goală de a fi o masă reală care există de la sine. Acest gol este natura ultimă a mesei. Acum există o masă. Masa nu este inexistentă. Ea există, dar numai ca nume, numai ca proiecție. Masa este o existență dependentă, dependentă de baza sa și în același timp este goală de o existență proprie de sine. Existența dependentă și vacuitatea sunt unificate.